Dragi prieteni, în rarefiata actualitate fotbalistică, să știți că Radu Mazăre, totuși, e un pic mai fericit decât noi. El nu s-a uitat la România cu Finlanda, s-a uitat însă la COSAFA Cup, o competiție care reunește toată plebea zonei de sud a Africii, deci Africa Australă, unde au participat toate națiunile. Comore, Mauritius, Seychelles, Lesotho, Swaziland, Mozambic, Botswana, da, Zimbabwe, toți ăștia joacă în această COSAFA Cup. Madagascarul a câștigat o grupă și a fost astăzi în semifinale. Pe toată plaja aia, Dane, stătea cu sufletul la gură astăzi în Madagascar. Probabil că s-au și pârlit unii pe alții. Știți că în Madagascar, atunci când pierzi la jocuri, ne-a transmis cineva, la jocul de societate, la jocul de noroc, da, te fac ăia la ProTap. Da? Și că te bagă, evident, în pielea goală, numai pantofii ți-i lasă în picioare. Și te învârt așa ca pe un berbecuț, atâta doar că e un om. Și vezi că are pantofi în picioare ca să nu se confunde la sfârșit când se-ți servește carnea respectivă la mese, să nu se confunde chiar cu porcul. Că pe porc îl pun descălțat. Asta e singura diferență. Deci puneți-vă în locul lui Radu Mazăre, că nu l-a mai pomenit în ultima vreme, s-a uitat cu sufletul la gură, mâncând semințe, toți aia pe acolo, aruncând semințele în Oceanul Indian, murdărind, practic, apa oceanului cu semințe de floare și de bostan, la un meci pierdut dramatic de Madagascar, unde și până le citești. Dar aminte să te mai uiți la ele. Și sigur ce-a mai rămas cu Roland Garros, unde ați văzut astăzi Rafa Nadal, Dumnezeu zgurii de la Paris, a avut șansă cu carul mâncat la Arteta, era gata să fie măcelărit de argentinianul Schwartzman, l-a salvat ploaia pe Nadal, era bătut în primul set, măcar ăsta rămâne, 6-4 Schwartzman, era 3-2 pentru Schwartzman cu break în turul 2, în setul 2, pardon, când a venit ploaia. Știți ce s-a întâmplat? A plouat 45 de minute cu găleata, când am intrat pe teren, a câștigat 3 game-uri la rând Nadal. Apoi a început să plouă din nou, dar degeaba. A întors setul Nadal și mâine îl va bate pe săracul Schwartzman. Ăla nu poate să doarmă toată noaptea acum, să tot învârte de pe parte pe alta ca o clătită. Și mâine vine ăsta ticălosul ăsta, își bagă și scoate tot timpul nădragia din fund. Are gestul ăla oribil, absolut. A trebuit să fie 18 trecut acolo jos când joacă Nadal. Tot timpul își duce mâna la fund, își scoate chiloții și bagă acolo. Este singurul tic pe care îl are. Și că cel mai mare jucător de tenis din istoria acestui sport. Mi se fâlfâie. Da. Și urmează să vorbim, Radu, despre meciul pe care Simona Halep îl va disputa mâine cu Muguruza. Nu calcă în picioare Muguruza. Păcat de Halep, că totuși iar s-a dus până sus. S-a descurcat, a bătut-o și pe Kerber asta. Da, cât a putut. Săraca dă de rupe, zici că e Connors. Da, rupe rachete aia, dă mingea aia să o omoare. O, vine Muguruza, mâine a văzut ce face Muguruza. Da. A decorticat-o, dezmembrat-o pe Maria Șarapova astăzi, dă 6-0, 6-1 lui Halep mâine. Asta e. Și câștigă turneul, pentru că cealaltă semifinală nici nu mai contează. Alea se vor preda, care câștigă dintre Stephens și Keys, să predă în finală. Deci nici nu combate, bucuroasă că a ajuns până acolo. Pe mâine rămâneți cu Dan Bâra. La revedere, Radu. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bună seara, prieteni, bun găsit la Un Pont pe Zi. Astăzi voi fi doar eu în emisiune, Sabin Pârvan nu este alături de noi, însă cu siguranță îl veți putea suplini pe Sabin pe pagina de Facebook, acolo unde vă aștept mesajele. Eu le voi citi și practic noastră veți fi interlocutorul meu pe parcursul emisiunii. O să începem însă cu bilanțul, acolo unde trebuie să fac eu
precizările necesare. În primul rând, la Simona Halep-Kerber, peste 20,5 gemuri ne-a ieșit. Era 1,84 cota și au fost numai puțin de 30 de gemuri în total. Așteptăm o serie de meciuri să se joace. Aici includem și disputa dintre Cleveland Cavaliers și Golden State. De asemenea, una dintre cotele bombă, Norvegia-Panama, gazdele câștigă la 0, 1-0 a ieșit câștigător, cotă de 2,45. În privința biletului zilei, suntem pe drumul cel bun, în sensul că una dintre partide s-a disputat, la Halep cu Kerber am spus peste 17,5 game-uri ne-a ieșit. Mai avem celelalte două meciuri de tenis, Cilici și cu Del Potro și Nadal cu Schwarzman, însă acestea au fost întrerupte și urmează să se joace mâine. Așadar, stăm un pic cu sufletul la gură până mâine pentru a vedea dacă ne iese biletul de cota 2. Altfel, suntem pe drumul cel bun, peste 33,5 game-uri la Cilici cu Del Potro și peste 24,5 game-uri la Nadal cu Schwarzman. Suntem pe aproape. În privința meciurilor amicale și oficiale de fotbal pe care le-am prezentat, Belarus-Ungaria, cel puțin două goluri, a fost 1-1 ne-a ieșit, Norvegia-Panama 1x și 0-3 goluri, 1-0 și iarăși pariu câștigător, Belgia-Egipt, Belgia să marcheze cel puțin două goluri, a marcat 3, 1-43 era cota. Evident, astea erau cote pe care le puteam folosi pe bilețele, să ne facem câteva bilețele și să sperăm la cei mai bun. Din Estonia ne-au ieșit toate cele trei meciuri, așadar suntem specialiști în campionatul Estoniei. Eu mai glumesc când spun lucrurile astea, nu trebuie să le luați în serios, dar întâmplarea a făcut ca toate cele trei pronosticuri să fie câștigătoare. De asemenea, Cittadella Frosinone în play-off-ul seriei B, ambele marchează, a fost 1-1 și am prins 1-80. Într-o ligă inferioară din Norvegia am ratat, acolo aveam un ambele marchează și a fost doar 1-0. Și mai așteptăm, după cum vă spuneam, celelalte partide care probabil, dată fiind inspirația de până acum, vor fi și ele în mare parte câștigătoare. Bun, am tras linie peste sferturile de finală de pe tabloul feminin de la Roland Garros și acum ne așteaptă semifinalele și vom vorbi de cele două semifinale. Începem cu meciul zilei Unibet, întâlnirea între Madison Keys și Sloane Stephens. Poate că cealaltă semifinală dintre Halep și, nu poate, cu siguranță, și Muguruza ar fi fost meciul zilei Unibet dacă s-ar fi desfășurat mai devreme. Dacă s-ar fi desfășurat mai devreme sferturile de finală, n-am apucat să facem o prezentare grafică, așa că începem cu meciul americancelor, însă vom vorbi și de Simona Halep, o să vedeți că pronosticăm și această dispută. Așadar, Madison Keys, Sloane Stephens, două jucătoare care nu sunt chiar obișnuite cu zgura, dacă ne uităm pe parcursul lor, ele rar au trecut la Roland Garros de turul 3, de data asta sunt în semifinale. Trebuie să ai și un pic de noroc pentru a prinde adversarii potriviți. E cazul ambelor, Madison Keys și Sloane Stephens, cu mare noroc în semifinalele acestui turneu, pentru că ele nu sunt chiar cele mai bune jucătoare din lume pe zgură. Ba chiar din potrivă, am spus, aș spune. Cotele sunt următoarele. Sloane Stephens are o cotă de 1,52 și este favorită, în vreme ce Madison Keys o cotă de 2,55. Până acum, cele două au trecut de următoarele sportive. Madison Keys a bătut pe linie cu 2-0 pe Vicari, Dolhide, Osaka, Buzărnescu și Putințeva. Așadar, nu e chiar absolut meritos acest parcurs, dar până la urmă nici nu poate cineva să-ți reproșeze că ai câștigat partidele astea. De partea cealaltă,
Sloan Stephens a avut o mică sincopă în disputa cu Georgia, acolo unde a pierdut set, a câștigat în cele din urmă, a mai trecut de Kasatkina, Kondvait, Frech și Arancea Rus. Mai selecta câteva variante de pariere pentru cea de-a doua semifinală, aceasta va fi a doua semifinală, e programată după întâlnirea dintre Halep și Muguruza, pentru că americanii au făcut în așa fel încât meciul să fie cât mai târziu programat în Europa, ei profitând pentru că acolo e o oră mai normală în Statele Unite. Așadar, e a doua semifinală, peste 21,5 game-uri, un meci mai disputat, să spunem, are o cotă de 1,90, tie-break în meci, 4-10. Vă spunea ieri, Sabin, o idee destul de interesantă asta cu tie-break în partidele fetelor. Cota e mai mare pentru că la fete sunt și mai puține seturi, se joacă două din trei, așadar, de încercat și varianta asta, bineînțeles. Și 1 cu handicap plus 3,5 game-uri, o cotă de 1,83. Ăsta e un pariu foarte interesant și în același timp un pariu care ne poate induce în eroare dacă nu stăm atenți. Ce înseamnă că nu contează până la urmă cine câștigă partida, ci doar la sfârșit Sloane Stephens să nu aibă mai mult de 3 game-uri mai mult decât Madison Keys. Evident, cel mai probabil e ca lucrurile să fie așa cum e normal să fie, adică Madison Keys să fie pe aproape de Sloane Stephens, dar nu neapărat să câștige partida. Bun, ce ați văzut pe ecran, cotele pe care le-am prezentat sunt cote din oferta Unibet, cote care ne-au plăcut, cote care ne-au părut interesante de încercat, dar nu sunt ponturi, sunt doar idei de pariere pe care le-am selectat noi. Înainte de a vă spune pronosticul acestei, pronosticul ales de noi, iată, acestea sunt cotele partidei. Eu o să mizez clar pe Sloane Stephens, dar avem un pronostic interesant, o să vi-l spun imediat. Dați-mi voie să vă citesc câteva mesaje pe care le-am primit. Unul dintre telespectatori ne spune că jocurile au fost făcute încă de la începutul turneului. Chiar citeam un articol puțin mai devreme pe site-ul Gazetei Sporturilor în care comentariile vizau în anumite momente posibilitatea ca diferite lucruri să șicaneze jucătorii, jucătoarele. Unul dintre ele era chiar referitor la faptul că Simona Halep joacă înaintea americancelor, deși acestea au avut o zi în plus de odihnă. Dar nu e o strategie, până la urmă nimeni nu știa exact în momentul în care s-a făcut programul cine pe ce parte de tablou va fi. E doar întâmplare, jocul întâmplării, însă se speculează mult pe baza acestor posibile aranjamente, posibile șicane, însă părerea mea este că nu trebuie să ne batem foarte mult capul pentru că pierdem din vedere esențialul, adică tenisul. Sloan o bate pe Keys, ne spune Liviu Bățan. Keys Stephens, peste 9,5 game-uri în primul set, ne spune Cristian Folescu. Am un feeling că Halep va pierde în două seturi mâine, ne scrie Vlad Bumb. Și mai avem mesaje. Halep Muguruza, peste 1,5 game-uri în setul 1. 2-1, scor corect pentru Halep, Cătălin Lupescu. Sloane Stephens, victorie. E bine, haideți să vă spun care este pontul pentru această partide. Un pont nemaipomenit din oferta Unibet. Îmi place foarte mult, iată-l. Meciul să dureze cel puțin să fie peste 98 de minute și jumătate, o cotă de 1,88. Cred că va fi totuși o partidă disputată, chiar dacă, să zicem, Sloane Stephens este favorită. Nu uităm faptul că la US Open 2017 cele două s-au întâlnit în finală și Sloane Stephens a bătut-o pe Madison Keys. Probabil, până la urmă, chiar jucătoarea mai valoroasă. În clasamentul WTA e o diferență 3 locuri. Sloane Stephens este pe locul 10, în vreme ce Madison Keys este pe locul 13. Și un pic mai vârstnică, Sloane Stephens are 25 de ani față de 23 de ani adversara sa.
Haideți să trecem și la cealaltă semifinală. Vă spuneam că vreau să vorbesc un pic și de Simona Halep, chiar dacă n-am pregătit un material grafic pentru partida dintre Halep și Muguruza. Simona Halep, la finalul partidei, dacă ați văzut astăzi meciul pe care l-a jucat cu Kerber, a făcut un semn, s-a întors către tribună, către locul unde, cred eu, stătea Țiriac și a făcut un semn către cap, în sensul că, cred eu, vrea să spună că a jucat cu cap la sfaturile lui Țiriac. Cu siguranță, punctual, Țiriac o poate sfătui bine și cred că e valoros, dar punctual, așa vorbind, adică pe situații concrete decupate din întreg. Am impresia că a sfătuit-o, cred că chestia asta i-a dat încredere și cred că va reuși să ia set Muguruzei. Cu toate astea, mă aștept ca Muguruza să câștige partida, cu părere de rău, dar ne-ar face o bucurie să câștige Halep, dar foarte greu. Muguruza e în formă, Muguruza e mult mai puternică și Halep este în formă, e adevărat, și tocmai de-aia spun că probabil îi va lua set. Așadar, pentru o cotă de undeva la 4-4.30 puteți paria Muguruza câștigă cu scorul de 2-1 și de ce nu o contră să puneți dacă credeți că e valoroasă o astfel de contră victorie Simona Halep. Sfatul meu este să luați Simona Halep ia set la o cotă de undeva la 1.40. Nu-i de neglijat această variantă. Altfel, clasicele ponturi pe care le prezintă specialiștii noștri de la pariuri1x2.ro în emisiune, și anume oamenii care se pricep foarte bine la tenis, nu știu câte game-uri în primul set și așa mai departe, evident că aceste strategii s-au dovedit bune și probabil vor fi bune și în partida de mâine. Mergem mai departe, haideți să atacăm și următorul subiect. Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de informații, multe. De aceea eu pariez pe NetBet. Aici văd toate meciurile.